Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurate pe site-ul editurii Herald, Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului. Astăzi alături de noi este Andreea Tincea, senior editor Herald și coordonator al colecției Sefer. Cum facem de fiecare dată, venim și cu o recomandare, o scurtă prezentare de carte. Astăzi vorbim despre Cabala, moștenirea mistică a copiilor lui Abraham, de Daniel Feldman, o carte publicată în colecția Sefer și, cum spuneam, face parte din campania Cabala, Alchimia și Puterea Cuvântului. Această lucrare, putem spune că abordează calea mistică a tradiției iudaice, transmisă oral, care se presupune că provine direct de la Abraham și care, prin conținutul ei teoretic, dar și practic, transcende granițele confesionale, extinzându-se sub diferite forme în mai multe medii spirituale: iudaism, islam, creștinism, tantra hindusă și chiar daoism. Daniel Feldman transmite în felul acesta învățătura unui grup ezoteric, utilizând scripturile marilor tradiții spirituale, dar și informații inițiatice greu accesibile pentru a arăta unitatea de scopuri și metodologie între Cabala ca bun al întregii omeniri și toate aceste, am putea să le spunem, nuclee inițiatice. Lucrarea conține mai multe variante inedite ale arborelui vieții, am mai vorbit despre arborele sefirotic, precum și o consistentă parte practică. Andreea, o carte, să spunem, printre ultimele noutăți editoriale apărute în colecția Sefer, o carte mult, mult așteptată, un autor extraordinar, aș putea spune un exeget, un erudit al a ceea ce înseamnă moștenirea mistică a tradiției lui Abraham și legătura, cum spuneam puțin mai devreme, legătura aceasta care se face între cele trei mari tradiții inițiatice, tradiția iudaică, islamul și creștinismul. De ce este importantă o astfel de carte pentru iubitorii acestor tradiții spirituale? Și de ce și-ar găsi ea loc în biblioteca unui pasionat? Bună ziua, Sorin! Bună ziua tuturor celor care sunt alături de noi la o nouă campanie desfășurată de editura Herald, în încercarea de această dată de a discuta puțin despre intersecția acestor valori, despre cabală, magie, puterea cuvântului în tradiția ebraică, dar și în alchimie. Deopotrivă. Această carte, Cabala, moștenirea mistică a copiilor lui Abraham, apare într-o serie logică alături de restul cărților din colecția Sefer, publicată la editura Herald, unde alături de textele importante cabalistice comentate, există și această încercare de a dimensiona influența informației cabalistice asupra culturii în general. Iar Daniel Feldman cu această carte reușește să facă o muncă de exegeză, așa cum spuneai și tu. Este o carte care pune într-un alt fel de cadru mult mai larg informații esențiale cabalistice, dar pe care poate că la prima mână nu reușim să le identificăm ca atare, ca făcând parte și din alte tradiții spirituale din jurul lumii. Este o carte enciclopedică, este o carte care te poartă, aș spune că în profunzimile, deși într-adevăr poate sub o formă concentrată, pentru că a vorbit despre cel puțin patru tradiții spirituale, nu este o muncă ușoară, dar atinge profunzimile celor mai importante concepte și valori din fiecare tradiție. Și aici ne referim la creștinism, iudaism, sufism și la tantrismul nord-indian. Ce face Daniel Feldman este de fapt o
continuare, dar și o onorare a unei munci pe care a început-o în anii 60 alături de un grup de practică mistică, de contemplare și cercetare care se numea, și ca să nu greșesc, Work of the Chariot Trust. Este un grup căruia i s-a alăturat, cum spuneam, în anii 60 și unde a descoperit pentru prima oară prin învățăturile maestrului mistic pe care îl avea în acest grup că există o serie de influențe și de elemente comune între toate aceste tradiții. Asta, bineînțeles, spus într-un mod foarte, foarte, foarte rezumat. Până la urmă, profunzimile acestor elemente comune țin de a practica legătura cu divinul. Și atunci Daniel Feldman pornește în anii 60 într-o călătorie de aprofundare a acestor informații, de a căuta elementele istorice care au făcut posibilă această migrare, e o teorie evident, migrare a informațiilor de practică spirituală și de cult. Pentru el, sub influența acestui grup de lucru, Work of the Chariot Trust, munca lui este, cum spune și el în carte, o împărtășire a unei cunoașteri enciclopedice care aparține tuturor tradițiilor mistice. În acest grup, oamenii erau invitați să privească viața ca pe propriul laborator mistic. Adevărata religie învățătură universală despre restabilirea legăturii cu natura divină este dreptul din naștere al tuturor oamenilor și scopul întregii vieți. O altă idee care l-a marcat în acest demers al lui enciclopedic a fost această idee că Cabala mistică este o transmitere străveche care a precedat și depășit oricare dintre receptaculele religioase prin care ulterior a fost filtrată și adaptată. Și aici se referă, bineînțeles, la receptaculele mistice care au devenit ceea ce astăzi cunoaștem ca fiind creștinismul, mistica creștină, mistica islamică, adică sufismul, tantrismul pentru nordul Indiei și, bineînțeles, cel rabinic iudaic. Sunt niște idei care l-au marcat și, cum spuneam, pornind sub influența, sub impresionabilitatea informațiilor pe care le-a aflat în acest grup și fiind așa ca un omagiu față de maestru pe care l-a descoperit în acel grup, el reușește să scrie această carte care uimește. Pornește încă de la începutul cărții cu un corpus de informații care se regăsesc în toate aceste tradiții mistice și care sunt concentrate și sub forma unui alfabet. El pune într-un tabel alfabete străvechi și reușești cumva și ca cititor, poate neinițiat în această direcție informațională, să-ți dai seama că e negreșit. Chiar dacă nu ești un cercetător al acestui domeniu, există o legătură. Negreșit, traducerile diferite pentru Iisus, Iahve, Yeshua, negreșit, numele sfinte apar în tot felul de tradiții și în mod special între acestea există concordanțe pentru traducerea acelorași termeni. Ce reușește să facă Daniel Feldman și menționează încă de la începutul cărții este să își ridice câteva întrebări fundamentale pe care poate fiecare om care trece mai departe de dogma contemporană a religiei din care face parte nu are cum să nu și le ridice. Ca să prescurtez, aș face o paralelă. Din punctul meu de vedere, cartea lui Daniel Feldman face un demers pe care poate un practicant creștin ortodox ar îndrăzni să-l facă. În momentul în care vrea mai mult decât să participe la liturghie, vrea mai mult decât să fie un participant al masei, al corpului de credincioși care ascultă citirea textului sfânt. Vrea să trăiască o uniune cu ceea ce înseamnă această forță divină. Vrea să înțeleagă în mod practic cum să trăiască senzația de unificare cu aceste valori și forțe ale Sfântului, ale Divinului. Și atunci reușește, bineînțeles, destul de rapid, cercetând lucrurile, să ajungă poate la la misticismul isihast. Și deja acolo lucrurile încep să capete mult mai mult sens, pentru că isihastul are o notă de practică care depășește simpla rugăminte de a citi textul sfânt, de a avea un duhovnic care ți îndrumă până la urmă pașii în viața de zi cu zi și de a te ruga. Deja în dimensiunea misticismului isihast reușești să înțelegi că orice om, exact cum spunea și Daniel Feldman, are acces direct la această
conexiune care te umple pe dinăuntru. Mi-a plăcut foarte mult să descopăr în această carte conexiuni pe care le intuiam între aceste tradiții și pe care credeam că în mod îndrăzneț reușesc eu să le conectez. Ei bine, nu, ele există. Există o dimensiune concretă de cercetare, inclusiv cercetare agnostică asupra textelor gnostice, face același demers. Și aici vorbim de un apel către colecția noastră manuscris. Există o căutare a cercetătorilor care merg în dimensiunea tradițiilor mistice, tradițiilor religioase, există o căutare a acelui canal direct și al acelor practici străvechi care au alcătuit corpusul de practici de unificare cu Dumnezeu. Și la un moment dat, în acest demers de cercetare, oamenii se întreabă ce se întâmpla la originea acestui val de informații religioase care s-a transformat. De altfel, una dintre teoriile lui Daniel Feldman este că acești copii ai lui Abraham sunt evreii deșertului, sunt cei care, prin linia abrahamică, au reușit, grație dezvoltării civilizației, să ajungă și în China, să ajungă și în partea Asiei centrale, au reușit să ajungă cu informațiile lor și în partea europeană. Deci cumva că există un miez unde la origine creuzetul acestor idei fundamentale avea atât un corpus de învățături cât și unul de practici. Revin acum la o parte dintre întrebările la care răspunde Daniel Hellman în această carte și aici vorbim despre care a fost religia iudaică originară, înainte să existe rabini și temple, pe când trăiam în triburi nomade. El face aici o trimitere cu această întrebare și la tensiunea pe care el l-a lansat în acest demers enciclopedic de scriere a cărții. Pentru el, cabala rabinică, cabala așa cum este studiată, doar într-un cerc restrâns de învățați, îl lipsea de propria lui conectare cu divinul. Nu este ușor să nu faci parte din cultura ebraică, nu este ușor să pătrunzi în cercurile de practică teoretică și care studiază textele sacre cabaliste. Într-adevăr, dacă un pic te duci în profunzime, o să afli de la practicanții îndrumați de rabini, că există niște tehnici secrete. Astăzi, bineînțeles, mulți dintre noi au auzit poate de gematria, despre cum se citesc textele sacre și ce proces are loc atunci când un om care știe în ce ordine și curățare personală să se așeze asupra textului sacru, cum să interpreteze textul sacru și cum să-l descifreze. Lucrurile astea nu sunt pentru oricine și la îndemână oricui, pentru că, așa cum se spune în Cabala, a existat un timp în care doar după 44 de ani un tânăr și doar bărbat era pregătit îndeajuns de mult ca și maturizare interioară să deschidă cabala și învățăturile cabale. Așadar, pe de o parte, Daniel Feldman pornește dintr-o tensiune că accesul la informațiile profunde ale cabalei nu este pentru toată lumea. De ce și cum? Se întreabă apoi în ce fel au influențat cosmologiile diferitelor civilizații ale Orientului apropiat antic modelarea viziunii monoteiste asupra lumii în triburile evreiești. Care a fost influența? Cum s-a plimbat, de fapt, această influență de idei dintr-o parte în alta în jurul lumii? Și cum s-a transformat, în definitiv, ceea ce noi astăzi am moștenit ca fiind fie tradiția creștină ortodoxă sau creștină mistică, fie tradiția islamică sufită, fie tradiția tantrică. Se întreabă cum arăta, din punct de vedere practic, religia originară a evreilor din deșert. În ce fel s-au schimbat practicile lor religioase în timpul secolelor de robie în Egipt? Și nu în ultimul rând se întreabă cabala mistică, acest creștinism mistic și sufismul constituie oare versiuni succesive de fiecare dată proaspete ale aceleași tradiții fundamentale?
Și bineînțeles, pornește de la aceste întrebări și ajunge să descrie într-o carte destul de consistentă informații extrem de precise. În cuprinsul cărții o să descoperiți pas cu pas premisele pe care el le are pentru fiecare dintre aceste ramuri și modul în care compară elemente din practica cabalistică hermetică, din cabala rabinică iudaică, din cabala creștină, din tradiția mistică a islamului, din tantra anarhică, efectiv compară elemente între toate aceste culturi și reușește să extragă niște linii de demarcație care până la urmă ne aparțin nouă tuturor. Cumva mi se pare că exercițiul lui Daniel Feldman este poate cel al lui Gandhi, care foarte și chiar și al budiștilor, toate religiile sunt florile aceluiași copac. Și senzația mea este, ok, o concluzie personală, dincolo de demersul lui Daniel Feldman, că suntem mult mai asemănători decât suntem diferiți. Și că aceste idei fundamentale care au circulat prin pilonul religios ne fac să fim astăzi, de fapt, foarte comuni în modul în care ne rugăm, în modul în care ne aplecăm asupra ideii de divin, în modul în care invocăm aceeași figură luminoasă care reprezintă în mod simbolic pentru subconștientul nostru aceleași valori. Aș vrea doar câteva cuvinte să vă mai spun. Pornește Daniel Feldman, bineînțeles, de la analiza surselor cabale mistice de la Sefer Yetzirah, de la Sefer HaShemot, Sefer Zazohar, Etz Chaim, și aici vorbim despre arborele vieții, care reprezintă un capitol întreg în această carte, foarte consistent, este vorba de aproape 200 de pagini, în care veți găsi poate la îndemână de această dată o muncă de acumulare pe care Daniel Feldman l-a făcut-o, pentru că reușește să transmită în capitolul dedicat arborilor vieții mai multe hărți din mai multe tradiții, care reușesc să explice căi prin care urcarea în arborele vieții din sefiră în sefiră reușește să devină o cale de ascensiune, o cale de iluminare. Face o paralelă între cei trei piloni ai arborelui vieții iudaic și, bineînțeles, tradiția tantrică, chakrele și modul în care practica yoga prin mantre și și ilustrații, mantre și yantre, ilustrații ale imaginii divine, fac același exercițiu și aceeași cristalizare, aceeași clarificare asupra valorilor pe care toți le învârtim în viața noastră, pe care o face și arborele vieții. Vorbește despre calea misticului, despre calea înțeleptului și despre calea ezoterică, da? Calea omului de zi cu zi, omului care laic reușește totuși să facă un parcurs de-a lungul arborelui vieții. Ultimele capitole sunt dedicate practicii meditative, modului în care lucrez cu mediul exterior, cu mediul interior, cu rutina de meditație centrate pe anumite simboluri din arborele vieții, cu vizualizări, cu psalmodiere, am spune noi în termeni creștini, ale numelor sfinte, o practică pe care o găsim și în tantra, și în iudaism, și în creștinism. Este extraordinar. Până la finalul acestei cărți, de fapt, îți dai seama că nu trăim într-un univers cultural separat de aceste mari mișcări religioase și, într-adevăr, cum spuneam, senzația mea la finalul cărții a fost că suntem mult mai asemănători decât suntem diferiți în ceea ce înseamnă pentru noi parcursul vieții și poate ascensiunea către uniunea cu divinul, căci acesta este scopul ultim al fiecărei religii despre care se menționează în această carte. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Andreea Tincea, coordonator al colecției Sefer și senior editor Herald, despre o carte frumoasă, o carte, cum spuneam la începutul materialului nostru, o carte foarte așteptată, Cabala, moștenirea mistică a copiilor lui Abraham, de Daniel Feldman, carte publicată în colecția Sefer, care face parte din campania online Cabala, alchimia și puterea cuvântului. Mulțumim foarte mult, Andreea Tincea, vă mulțumim și dumneavoastră cu recunoștință pentru că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!